Cum poți controla atracția fizică? Să nu te mai uiți la frați și surori? Îți povestea un frate, însurat fiind, și mi-era greu să stau în adunare, să mă uit așa, cu libertate. Nu insistent, evident. Și m-am mărturisit unui frate. S-a rugat pentru mine și de atunci sunt liber. Deși există și o cauză, un act nenatural să fii ispitit așa la modul general. Știu eu ce origini are atracția asta exagerată, păcătoasă. Ma, se mai poate întâmpla și cineva să aibă o conștiință supersensibilă și s-a uitat la, cum aș uita aici la fetele pe primul rând, să creadă gata și e păcătuit. De-aia e bine fiecare caz discutat în parte, că s-ar putea gândul, diavolul să ne inducă anumite gânduri în minte și să credem că ele de fapt sunt gândurile noastre păcătoase. Și am poftit. Nu. Pot să fie doar gânduri la nivel de ispită. M-a întrebat tot în pauză un tânăr, frate, m-am întors de mult la Domnul, am anumite visuri de care nu mă bucur. Au rămas în subconștient, așa funcționează ființa umană, în timp se pierd. Trebuie doar când tu te trezești să nu îți fi dorit ca realitatea din vis să o trăiești. Ce sunt ispitirile ziua, pot să fie visele noaptea. Ziua prin gânduri, noaptea prin vise.